PNCR, Partidul Național Conservator Român, este alcătuit din oameni care sunt din 7 tipuri. De cei 7 sunt 7 oameni care vin din profesii total diferite. Deci este vorba despre Bogdan Ota, care este muzician și acum este profesor, recunoscut de toată lumea, cu convingeri conservatoare. Este vorba despre Dănuț Andruș, agricultorul care a scos, da, România în stradă. Și nu numai că a făcut asta, gândiți-vă că are peste 14 ordonanțe date și scrise de Dănuț Andruș și realizabile și realizate, unele au intrat deja în vigoare, cu bani către era cine? Către producătorii români autentici. Da? Este vorba de Cristi Sava, care, Cosmin Sava, care este inginer de profesie. Este vorba de un economist foarte cunoscut, lucrând în diferite instituții extrem de importante. Vorbim aici de Simona Lupu, da? Mai scapă cineva. Și foarte important și nu întâmplător am lăsat să vorbesc despre ea la sfârșit, avem un student care a venit cu o mișcare tinerească extraordinar de interesantă și surprinzătoare pentru mine. Eu lucrând cu studenți. A venit cu convingeri foarte interesante și așezate exact pe nevoile lor. Unde este studentă? Da, este studentă la Iași, Diana Gafiței, și este deloc, nu o să credeți că nu e din Dorohoi sau din Darabani, e din Dorohoi sau din Botoșani, e din zona Darabanilor, de la Rădăuț Prut. Deci iată, sunt oameni din sfere diferite care cine s-au așezat în... Cine e locul 2 la Camera Deputaților? Locul 2 la Camera Deputaților, da, ai dreptate. Este vorba de Adriana Topalagă. Adriana, care este un antreprenor de succes și care a plecat, la fel ca și mine, de altfel, cândva, de jos. Un om extrem de muncitor, dar e extraordinar. E vorba de rețetele bunicii. Da, da,